Am lansat campania din toamna 2023. Produse noi, marca Southern Ion, atât la cereale cât și la rapiță, soiuri noi de grâu, soiuri noi de orz, triticale, cereale care au fost testate, înregistrate în România. Soiuri de grâu Barba și Iesu Taroca, soiurile de orz Iesu Lauriel și Iacubus, iar triticale Bilbuchet. Barba este un soi semitimpuriu, aristat, conținut de proteină de 13%, este un soi cu talie medie care se diferențiază de celelalte prin faptul că poate depăși ușor 10 tone în condiții normale de cultură, soi cu o toleranță bună la iernare și la boli. Iesu Taroca este dintr-o genetică mai intensivă, este un soi semitardiv, maturitate și înflorire semitardivă. Dacă luăm pe o scară de la 1 la 10, putem da o notă de 8 pentru semitardivitate și pentru protecție pentru boli și dăunători. Discutăm de un soi care personal mie îmi place foarte mult, are o frunză standard foarte mare, frunză care acoperă spicul și îl protejează atât de arșiță cât și de anumite boli. Deci este un soi foarte bine adaptat pentru condițiile de cultură din România. Dacă discutăm de orz, Iesu Lauriel și Iacubus, sunt două soiuri noi cu o mare capacitate de producție. Vin din aceeași genetică din care se trage Iesu Elen, care deja este foarte cunoscut de fermier și apreciat, talie medie. Nu necesită în condiții normale de cultură, de temperatură, de climă, nu necesită aplicarea de regulator de creștere, ceea ce este foarte bine pentru fermieri. În condițiile aplicării unui fertilizer în exces, da, trebuie aplicat un regulator de creștere. Iar producțiile, în mod normal, ar trebui să depășească fără doar și poate 10 tone pe hectar. Bilbuchet este un soi de triticale, recomandat atât pentru panificație, cât și pentru furajarea animalelor. Este folosit în patiserie în special, unde nu trebuie să aibă gluten. Și acest soi este foarte bine adoptat de cei care fac făină pentru panificație. Bilbuchet este noua generație de genetică de la unul din acționarii noștri, de la PH Petersen. Are o producție foarte bună și stabilă. Este un soi pe care îl recomand și care va înlocui soiul Toulouse. La rapiță am lansat hibrizi Triathlon și Manhattan. Noi noștri hibrizi sunt rezistenți la foma și turnip yellow virus. Rezistențe la boli ce permit garantarea unei sănătăți puternice a plantelor, dezvoltare puternică atât în toamnă cât și în primăvară. Această protecție asigură o toleranță ridicată la stres în condiții climatice schimbătoare și oferă o mai mare flexibilitate în gestionarea culturii. Hibrizii rezistenți la turnip yellow virus oferă de asemenea și o mai bună utilizare a azotului. Hibrizii precum Triathlon și Manhattan, noi în portofoliul nostru, au o acumulare de biomasă mai mare, o creștere puternică a rădăcinilor, ceea ce permite o valorificare mai bună a azotului din sol. Acest avantaj permite o utilizare productivă a acestui macroelement foarte important în dezvoltarea culturii de rapiță și asigură o rentabilitate crescută în perioada recoltatului. Dacă vorbim de Verticillium longisporium, acesta poate fi controlat în mod eficient prin selecție. Sistemul RLMS, dezvoltat recent pentru rezistența la foma, oferă de asemenea o protecție puternică împotriva acestui patogen. Astăzi am arătat colegilor din producție că Southern Ion România are cercetare și ameliorare în condițiile din România. Pentru mine este un punct foarte important, pentru că de multe ori se spunea că în România nu se mai face ameliorare. Iată că noi, Southern Ion România, facem ameliorare și facem ameliorare de bună calitate la floarea soarelui, unde am obținut hibrizi sulfo cu rezistență la orobanche, hibrizi care sunt comercializați în tot sud-estul Europei, ceea ce ne bucură că avem rezultate foarte bune în țări cum e Ucraina, cum e Bulgaria, cum e Ungaria, Serbia, Croația. Sunt hibrizi care au o rezistență până la rasa F de orobanche. Iesu Standard este soi nou de grâu pe care îl vom lansa în 2025. Vom comercializa sămânță în 2025
este un soi obținut de sat în România, așa că nu numai acționarii noștri au ameliorare la grâu. Începând cu acest rezultat pozitiv, fabulos pentru noi, spunem că și satul în România are ameliorare la grâu. Avem încă două linii în ISTIS pentru testare și omologare. Una din ele este în anul 2, trece anul 3, și una este anul 1, trece anul 2. Deci, în următorii 3 ani, sperăm să avem 3 soiuri satul în România. Baza genetică este provenită de la acționarii noștri, dar selecția este făcută în cadrul României. Am umblat de la un spic și acum am ajuns deja la câteva zeci de kilograme. Am făcut selecție din peste 3000 de linii. Am ales această linie omologată. Avem un depozit frigorific cu temperatură și umiditate controlată de o capacitate de 800 de tone, care acum pot spune că lucrează la full, pentru că în primii 2 ani au mai fost teste. Nu am avut capacitatea maximă, dar în momentul de față spunem că lucrează la full și ne asigură păstrarea semințelor în bune condiții de cultură. Orice firmă care produce sămânță trebuie să aibă un stoc tampon pentru urgențe de aproximativ 20-25% din capacitatea de vânzare a acestei companii. Și Saturn Ion, începând cu anul acesta, are această capacitate de a păstra sămânța în condiții sigure, fără a altera calitatea seminței, pentru că pe noi ne interesează foarte mult calitatea. Dacă noi facem producere de sămânță în România și avem secetă și nu recoltăm nimic, ar însemna ca să nu mai vindem la anul sămânță. Dar prin faptul că avem acest stoc tampon, acesta ne asigură ca să nu ieșim din piață cu soiul sau hibridul respectiv, pentru că ne gândim la reducerea emisiilor de carbon, pentru că ne gândim la reducerea cheltuielilor, pentru că ne gândim la ecologie. Am instalat un câmp de panouri fotovoltaice la Slobozia, la fabrica noastră, de 187 de kW pe oră. Un proiect destul de ambițios pe care l-am realizat în decurs de un an și jumate, urmând ca pe viitor să mai gândim și alte proiecte care să asigure și o independență energetică companiei, dar și să reducem și cheltuielile. În 1 august, în câmpul de la Drajna, vom avea un câmp porțile deschise, cum denumim noi, pentru a prezenta culturile de porumb și floarea soarelui. În acel câmp avem toți hibrizii de porumb și de floare din portofoliul Saturn Ion România. Deja noi am dat drumul la condițional la sămânță. În următoarea perioadă vom avea sămânță pentru comercializare. În cursul zilei de astăzi sau mâine vom lansa politica comercială de cereale. Fiecare fermier, distribuitor, va primi oferta noastră de cereale.